Rămâna, te pup. Bună dimineața, bună dimineața. Lumea știe că ne ești foarte dragă. Ce voi îmi sunteți mie, dar sunt puțin cam supărată de pe voi. De ce supărată? Pentru că n-am apucat să facem experimentul acela cu vulcanul. Cu vulcanul, ținem de dar nu-i nimic că o să-l facem la un moment dat. Păi ai motive să fii mai des pe la noi. Da, vin! Dar cum se păi poate? Cum? De când am început toată nebunia asta cu filmulețele de pe internet ce exprimă niște experimente, Monica vine și zice, am și eu unul cu vulcanul, data viitoare! Data viitoare. Băi, trebuie să recunoști că sunt perseverentă. Da, am încercat și eu asta cu vulcanul, cu piticul meu, dar n-am folosit colorant alimentar, că n-am avut. Boxe și am de ouă. Nu, am folosit ceva cerneală sau ceva și n-a ieșit. Era un vulcan albastru. Era albastru, dar n-a mai ieșit. Deci n-a, n-a mai ieșit deloc. Locul unde a erupt vulcanul se vede și acum. Ata ne-a dus capul pe noi. Mai există și varianta cu mentosană și cu sucul acidulat, știi? Aia n-am știut, cu mentosană și suc acidulat? Wow, bubuia la mare. N-am știut, n-am știut. Dar îl voi încerca. Ce faci mâine? Mâine seară în Parcul Crângaș este un concert aniversar, Monica Anghel, 30 de ani de carieră artistică. Nu vârsta, ci cariera artistică, 30 de ani. Da, ce ai început este un concert organizat de Primăria Sectorului 6 prin Centrul Cultural European. Este o zi și mai specială mâine pentru mine, pentru că mâine este și ziua tatălui meu, împlinește 70 de ani. Mulțumesc! Mulțumesc asemenea, Doamne ajută! Și sunt extrem de emoționată, am intrat deja în panică așa puțin, pentru că acest concert va dura probabil că peste 2 ore și jumătate. Nu voi fi singură, voi cânta alături de Andrei Tudor Band, Ionel Tudor evident că va fi și el acolo, pentru că face parte din cariera mea și nu se putea altfel. Da. Luminița Anghel, Nico, George Miron, Vlad Miriță, Alexandru Anghel, Lorena Manu, Ice Angels, coregraf Cristi Geamăn, Alexandra Timofte și Cosmin Natanticu vor prezenta acest eveniment. Și abia aștept să ne întâlnim mâine seară. Sper că Flavia o să ne dea vești foarte, foarte bune legate de vreme. Da, eu m-am uitat și după sufletul... pe telefonul meu și zice că nu plouă mâine. Nu plouă, că e și după sufletul omului, știți cum e. Parcul Crângaș mâine pe seară pe la ora 20, intrarea liberă. Intrarea evident. Liberă la ora 20, o grămadă de o mulțime de artiști, că asta cu grămada nu prea place. Pe scenă. Da, e grămadă, grămăjoară, facem așa din nisipel, din pământel. Floarea cea vestită. O adunare, dacă, o adunare. O adunare. Mi-ar plăcut foarte mult să fie în acest eveniment și bunul meu prieten pe care îl iubesc și îl admir din tot sufletul meu, Marcel Pavel. Din păcate pentru mine el nu este liber, dar din fericire pentru el este foarte ocupat. Este ocupat, am auzit că e ocupat Marcel. Este, asta e foarte bine. În perioada asta. Mulțumim tare mult că ai trecut. Și eu vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc și vin cu experiment. Și cu experimentul data viitoare, Monica poate fi găsită și pe Facebook, are o pagină ce conține chiar afișul de la concertului de mâine, dacă nu mă înșel. Da? Exact. Da. Asta este pagina oficială, aici intrați să vedeți ce mai spune Monica noastră și pe unde o mai puteți găsi. Dacă nu e așa, v-am readus în suflete parte din muzica ei, o puteți găsi și la un număr de telefon pentru evenimentele pe care le aveți în familie. Sau în afara familiei. Sau în afara familiei, dacă mă înțelegeți. Corporate. Corporate. Corporate, adică bă! Mulțumim tare mult!